Pentru asistații din 18 case de tip familial, reprezentanții asociației SOS Viețile Copiilor au pregătit 190 de pachete spre satisfacția celor aflați la greu, care se bucură astfel de sărbătorile de iarnă odată cu sosirea Sfântului Nicolae. Într-o primă vizită, la Casa Daniela, 14 copii le-au recitat vizitatorilor poezii, au cântat colinde și au mulțumit celor care le-au transmis darurile din partea lui Moș Nicolae cu valoare de aproape 100 de lei pe pachetul cu multe fructe, sucuri și dulciuri. Sunt de toate, ciocolate, ouă cu surprize, napolitane, sucuri, biscuiți, pufuleți, fructe, banane, portocale, de toate, de toate, de toate. O mare surpriză pentru cei 14 copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani a fost constituită de prezența în rândurile membrilor Asociației Bucureștene a Cristinei Spătar, cunoscuta interpretă R&B. Cu emoție, abia stăpânindu-și lacrimile, Cristina Spătar a mărturisit că este foarte apropiată de copii, iar cei instituționalizați merită din plin atenția sa. Feria, cum te cheamă? Dar oprește-te în mamică așa, mai vorbește și cu mine. Ne mai vorbești ceva? Copiii sunt tare drăgălași, sunt foarte cuminți și ne-au așteptat. De acolo unde am fost chemată, eu am fost și sper să mai pot merge în continuare. Mă străduiesc, nu știu, sunt foarte dragi. Copiii, cel puțin de când am născut, simt ceva special pentru copii. Casa Ansalonii, unde și-au adăpost copii cu vârste între 5 și 15 ani și alte 4 astfel de locații, au mai fost vizitate aseară de reprezentanții Asociației SOS Viețile Copiilor și cunoscuta vedetă. Cristina Spătar a discutat cu gazdele sale despre pasiunile muzicale, a vizitat casele de tip familial, le-a cântat copiilor și le-a acordat autografe. Atât cunoscuta artistă, cât și reprezentanții Asociației SOS Viețile Copiilor au promis că vor reveni de Moș Crăciun, vizitând din nou adăposturile Direcției de Asistență Socială și Protecția Copiilor pentru o nouă întâlnire de la suflet la suflet.